Triunghiul puterii, o resursă pentru disciplina consiliere și dezvoltare personală, clasa A6 a șasea. Care este relația dintre evenimente, gânduri, emoții și comportamente și cum ne poate influența viața de zi cu zi? Modul în care gândim și interpretăm evenimentele cu care ne confruntăm ne afectează în mod direct modul în care ne simțim și ne comportăm. Pe parcursul unei zile, fiecare dintre noi avem nenumărate gânduri, trăim o serie de emoții și ne comportăm în mod diferit. Toate aceste gânduri, emoții și comportamente apar împreună și pot fi reprezentate sub forma unui triunghi, indiferent de situațiile pe care le trăim. Gândurile duc la emoții, emoțiile duc la acțiuni, adică la comportamente, iar comportamentele duc înapoi la gânduri. Ceea ce determină tot acest proces este un eveniment sau o situație în care suntem implicați. Imaginați-vă că sunteți în curtea școlii unde sunt mai mulți elevi. În partea opusă a curții, vedeți un bun prieten căruia îi faceți cu mâna și îl salutați. Spre surprinderea voastră, acel prieten se uită exact spre voi, însă nu reacționează la salutul vostru. Din potrivă, se îndreaptă spre alți colegi și se îndepărtează. Care ar putea fi primul vostru gând? Într-o asemenea situație, v-ați putea gândi că prietenul vostru nu vă mai place. Conform schemei noastre, gândul ne duce la emoție. Deci, dacă vă gândiți că prietenul vostru nu vă mai place, ce ați putea simți? Ați putea să vă simțiți triști și respinși, iar dacă simțiți asta, ce ați putea face? Cu siguranță, aveți mai multe opțiuni, însă acum vom spune că ați putea să vă izolați. Să stați mai retrași față de ceilalți colegi. Ei bine, acest comportament de izolare, de retragere, devine o nouă situație, care la rândul ei declanșează un alt circuit. Astfel, ajungem din nou la gânduri. Deci, dacă vă închideți telefonul, nu răspundeți la mesaje, la mail-uri, pentru că ați hotărât să vă izolați față de ceilalți, există șanse mari ca ceilalți să nu vă poată contacta. Așa că vă gândiți exact la asta. Nimeni nu mă caută și nu se interesează de mine. Dacă gândiți astfel, puteți să vă simțiți singuri sau furioși, ceea ce ar putea să vă determine să trimiteți, de exemplu, un mesaj răutăcios din supărare. Și iată cum trimiterea unui mesaj răutăcios devine, la rândul său, o situație care va naște alte gânduri. Toate aceste exemple ne arată că, în astfel de situații, cădem foarte ușor. În capcana negativității și a interpretărilor negative. Acum este rândul vostru să vă gândiți la o situație care v-a supărat și să o prezentați cât mai clar colegilor. Ce anume ați observat și v-a deranjat? Pentru a vă fi mai ușor, fiți atenți la elementele triunghiului. Cum ați interpretat acea situație? Care a fost gândul sau gândurile care v-au trecut atunci prin minte? Care au fost emoțiile pe care interpretarea a făcută, deci gândurile voastre, le-a determinat? Cum v-ați simțit gândind așa? În sfârșit, având în vedere emoția sau emoțiile simțite atunci, ce ați făcut, cum v-ați comportat? După cum cred că v-ați dat seama, acea situație poate fi interpretată în mai multe feluri. Putem avea mai multe gânduri diferite, ceea ce ne poate face să ne simțim și să ne comportăm diferit. Ce putem face și cum putem face față altfel situațiilor cu care ne confruntăm? Să revenim la triunghiul nostru cu gânduri, emoții și comportamente. Vom lua ca exemplu aceeași situație în care sunteți în curtea școlii. Vedeți un prieten în partea opusă a curții, însă acesta, deși se uită exact spre voi, nu reacționează la salutul vostru, ci din potrivă se îndreaptă spre alți colegi. Și se îndepărtează. Aveți același prim gând referitor la faptul că prietenul nu vă mai place. Pe măsură ce acest gând se pregătește să genereze emoții, este foarte important să identificăm soluții pentru a-l putea stopa. Pentru a putea face asta, este necesar să găsim argumente care să susțină, argumente pro, și argumente care să fie împotrivă sau contra acestui gând. Să începem cu câteva argumente pro care susțin că acest gând evidențiază un adevăr care vă spune că prietenul nu vă mai place. Vom analiza ce s-a întâmplat. Nu mi-a făcut cu mâna. S-a uitat la mine și nu a reacționat. Cu siguranță putem găsi și alte argumente. Să vedem ce argumente găsim împotriva acestui gând. Curtea școlii a fost foarte aglomerată, a fost gălăgie mare, s-ar putea ca totuși să nu mă fi văzut, sau s-ar putea chiar să nu mă fi recunoscut de la o distanță atât de mare. Voi ce alte argumente pro sau contra ați identificat? De vreme ce am identificat aceste argumente împotriva gândului că prietenul nu vă mai place, asta înseamnă că există șansa. Chiar foarte mare, ca acesta să vă placă în continuare, nu? Corect! Să vedem ce putem face. Cum ați putea gândi altfel atunci când prietenul vostru se uită direct către voi, însă nu vă face cu mâna în semn de răspuns la salut? Ce-ar fi dacă ați gândi astfel? Este foarte ciudat că nu reacționează. Este neobișnuit. Acest gând vă poate face să vă simțiți surprinși, nedumeriți, poate ușor dezamăgiți. Sigur că nu este ceea ce vă doriți, însă cu siguranță este mai bine decât v-ați simțit în prima situație, când ați fost triști și v-ați simțit respinși. Simțindu-vă nedumeriți, surprinși, ați putea da un telefon sau ați putea să-i trimiteți un mesaj pentru a vedea ce s-a întâmplat, dacă totul este în regulă, nu? Dacă veți face asta, veți putea gestiona mult mai bine situațiile dificile cu care vă confruntați. În felul acesta, gândul vă va deveni prieten și nu dușman. Acum a venit din nou rândul vostru. Gândindu-vă la situația pe care ați descris-o voi mai devreme, vă propun să refaceți scenariul, astfel încât să schimbați gândul și interpretarea acelei situații. Se schimbă ceva? Ce anume? Cum v-ați simți și cum ați reacționa ca urmare a modului schimbat de a gândi și de a interpreta situația? Putem concluziona faptul că modul în care o persoană gândește și interpretează evenimentele vieții afectează în mod direct modul în care aceasta se simte și se comportă. Cu alte cuvinte, nu evenimentul ne influențează, ci modul în care noi ne raportăm la el. Modul în care noi interpretăm evenimentul respectiv. Așadar, reținem: Gândul îți poate fi prieten sau dușman. Tu alegi.